Printre propunerile de rectificare a legii fundamentale a României, părintele responsabil al oratoriului Don Bosco a venit cu două sugestii în ceea ce privește viitorul tinerilor și al familiilor, pentru că mulți aleg să plece peste hotare din cauza lipsei locurilor de muncă și a veniturilor modeste. România va rămâne fără tineri, iar multe dintre familii se destramă, a adăugat preotul. Coordonatorul Forumului Constituțional a apreciat aducerea acestui subiect în discuție. În Constituția României, articolul 1 definește statul ca stat național, adică ca stat națiunii. De aici e o întreagă confuzie. Național înseamnă etnic? Nu, nu înseamnă etnic, înseamnă stat al tuturor cetățenilor. Mă rog, e o ambiguitate, nu intru acum în discuție. Nu trebuie neapărat să schimbăm articolul 1, dar să recunoaștem că în acest moment, dumneavoastră vă plângeți, statul român național nu poate rezolva problemele României. Situația locurilor de muncă din întreaga țară îl îngrijorează și pe Cristian Pârvulescu după spusele acestuia. Dumneavoastră a spus punctul pe rană. Deci românii pleacă și vor pleca. Pentru că în forma actuală de organizare nu reușim să le satisfacem nevoile esențiale. Nevoia de demnitate. Pe de altă parte, asta se întoarce împotriva noastră, pentru că dacă pleacă tinerii, eu mă gândesc deja la pensie și mă întreb cine s-o plătească. Un răspuns mai puțin așteptat a venit din partea unui profesor doctor universitar care s-a adresat direct tinerilor prezenți la dezbatere. Voi trebuie să înțelegeți că Europa înseamnă acasă. Voi trebuie să înțelegeți că indiferent unde sunteți în acest spațiu european, sunteți acasă la voi. Și vă rog să percepeți lucrul ăsta ca fiind prezent și mai ales un lucru de viitor pentru voi. A fost o discuție interesantă și nu numai cazul României și altor țări europene. Noi, tinerii români și nu numai tinerii, pleacă din România, pleacă în Franța, pleacă în Spania, în Germania, dar să știți că fenomenul sunt și din Franța și din Spania care pleacă. E o problemă generală a statelor europene. Propunerea preotului catolic a fost trecută în mapa coordonatorului Forumului Constituțional.